cont că ne aflăm în săptămâna patimilor. În fiecare an, când începe această săptămână, cred că gândul oricărui creștin ar trebui să meargă, în primul rând, către suferință. Și spun acest lucru că, prin prisma meseriei pe care o practic de peste 20 de ani, chirurgia și, în special, chirurgia de urgență în condițiile efectuării gărzilor, ne aflăm, aș putea să spun, la limita dintre viață și moarte, acolo unde suferința este de cele mai multe ori la cote maxime. În calitatea de medic-chirurg, vă spun că de cele mai multe ori pacienții vin în serviciu de urgență și sunt foarte speriați. În cariera mea am întâlnit oameni care au suferit enorm pe un pat de spital. O suferință fizică. Aceasta venea după o suferință sufletească. Fiecare crede în felul lui. Fiecare crede în Dumnezeul lui, deși, după umila mea părere, cred că Dumnezeu este unic. Cred că noi, în calitatea pe care ne-am ales-o ca medici, nu ca practicieni ai medicinii, ci doar ca tămăduitori cu voia lui Dumnezeu pentru suferința umană, trebuie să găsim acea modalitate în care să comunicăm cu pacientul și să le oferim acea încredere prin prezența noastră și prin actul medico-chirurgical pe care îl practicăm. Îl simt pe Dumnezeu nu numai de când practic această meserie, această artă pe care mi-am ales să o fac, îl simt de-a pururi prezent cu mine, secundă de secundă. Nu cred că mi-aș putea imagina nici măcar o secundă în care să rup o relație cu Dumnezeu. Cred că atunci nu mi-aș mai pune problema existenței sau a unui viitor. Dar pe Dumnezeu l-am cunoscut de mult timp, din vremea studenției, ca un om care a perceput prezența lui Dumnezeu. Și nu sunt cuvinte mari. Am fost pusă în situația în care am fost pacient. Sau am fost pusă în situația în care a trebuit să pun în balanță între viață și moarte oamenii cei mai dragi ai mei și să trebuiască să adopt o atitudine de urgență. Atunci l-am simțit pe Dumnezeu și l-am simțit la modul firesc, așa cum îl simt tot timpul și, indiferent ceea ce fac, nu fac nimic fără Dumnezeu.